Hotelul Paradis este unul dintre cele mai de succes hoteluri din România. Aceasta pentru că pe lângă serviciile clasice pe care le oferim, cum ar fi piscină, saună, masaj, bazin olimpic, noi oferim și alte lucruri care pe clienții noștri îi atrag foarte mult, cum ar fi un teren de golf, un domeniu de vânătoare și o plajă privată, astfel încât clienții noștri se simt foarte bine la noi. Problema acestui hotel însă este SRI-ul. Dat fiindcă în hotelul nostru vin în permanență personalități politice și culturale de talie națională și internațională, SRI-ul a încercat în permanență în acești ultimi 10 ani să-și infiltreze proprii angajați în rândurile angajaților noștri. Asta înseamnă că își trimit angajații foarte des la interviuri la noi. E drept, angajații SRI sunt foarte bine pregătiți și de o ținută profesională exemplară. Singura lor problemă este însă că, deși la toate întrebările răspund extraordinar de bine, atunci când sunt confruntați cu întrebarea fățișă, dacă sunt spioni, aceștia se pierd. Unde ați mai lucrat înainte? Am lucrat 6 ani ca sommelier la restaurantul Albatros din Brăila, apoi 2 ani ca maître de la Rex în Mamaia și în fine timp de 3 ani am fost PR manager la Hilton în București. Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut la ultimul loc de muncă? Mi-a plăcut că aveam ocazia să interacționez cu oameni foarte importanți, da, și foarte interesanți. Nu mi-a plăcut că era extrem de stresant și extrem de solicitant. Iar eu nu sunt un om care să se sperie de muncă. Unde vă vedeți peste 5 ani? Mă văd având un portofoliu foarte bogat de branduri pe care le-am construit și care au devenit între timp foarte influente și mă văd coordonând o echipă mare de specialiști de top. CV-ul dumneavoastră mi se pare suspect. Sunteți agent SRI? Deci... Nu cumva v-a trimis SRI-ul să ne spionați clienții? Deci